Bună ziua, prima bună dată ziua. Să vă rog să vă prezentați. Da, mă numesc Găscălescu Elena, cetățeancă din comuna Poiana Natăielui. Am fost consilier pe lista PPDD pe locul 3, după demiterea domnului Cherlescu din funcții, care s-a făcut, bineînțeles, ilegal, am ajuns pe locul 2. Am înțeles că ați avut un conflict cu domnul Fărcășanu și chiar mai mult de atât oameni de-ai lui v-au amenințat. Da, 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 sigur că da, oameni de-a lui, în speț, președintele PPDD-ului de Poiana Natăielui, domnul Gârbea Dumitru, a venit acasă cu domnul Pungă Dorel, cu doamna actuală vice care e la primăria Poiana Natăielui și m-a amenințat cu moarte. Au zis că mă bag în sac dacă nu votez cu ei și mă vin rachetă și mă omoară acasă. Mă bag într-un sac și mă aruncă. Și... Da, nu mi s-a mai întâmplat niciodată asemenea, deci nu consider că un vot în ziua de azi trebuie să fie, adică trebuie să ajungi la amenințări, trebuie să-l dai de bună voie. Am înțeles că aici este puțin altfel. În restul comunelor PPDD au mers cu apelul, am înțeles că aici... Da, păi la nivel de județul ne-am zis și PPDD-ul am înțeles că aici a mers cu USL-ul. Da, aici a mers cu USL-ul din cauza de bani, pentru că ei au luat bani de la domnul Farcașanu și cu domnul Gârbea Dumitru, au luat bani, deci pentru asta s-au optat. Deci, adică era așa de înțeles, pentru că de ce la nivel de județ au mers cu apelul, iar aici au mers cu USL-ul. Da, și la nivel de țară chiar, deci și aici au mers cu USL-ul. Deci vă dați seama că au avut un scop. Știți, ei au eliminat pe toți până la locul 5 ca să obțină scopul, deci atunci eu nu mai au bază pe mine. Știți cam de ce sume a fost vorba? Da, zicea că de 600 de milioane. Deci el cu o zi înainte, deci nu, chiar în ziua de alegeri, când a fost a doua ședință la, nu mai țin minte exact data, când a fost a doua ședință, el a mers la Raiffeisen Bank să verifice un cont. Dar nu știu și cont în jur de ora 11, asta pot să vă spun. Acum că eu fi intrat bani în cont, că eu fi dat așa, nu pot să vă spun, dar cu siguranță... Dumneavoastră personal, domnul Fărcășanu, v-a pretins sume de bani? Mie personal nu mi-o pretins, eu am văzut că așa stă situația, am mers mai departe la doamna Simona Man, de acolo a zis că nu se poate face fără dânsa nimic, trebuie să mergem așa, o sunat la domnul Fărcășanu să mă duc în audiență. Când am ajuns acolo, era domnul de la USL, ăsta, Pungă Dorel, era acolo coborat de pe scări. Și el a zis către mine, a zis, uite, și am zis la domnul Fărcășanu. Și el atunci a venit în birou la domnul Fărcășanu, am zis, tu ce cauți aici? Iar domnul Fărcășanu, doamna afară, domnule, zic, ori mai chemă pe mine, ori pe el. De ce l-ai chemat aici? Deci să înțeleg că aici, în comună, la dumneavoastră, PPDD-ul este și votează împreună cu USL-ul, da? USL-ul, sigur că da, da. USL-ul, sigur. Da. Bine. Deci dacă la nivel de țară, și Dan Deaconescu a spus că să nu se facă nicio alianță cu nimeni, deși trebuia să facă departajare PPDD-ul față de USL și de apel, atunci ei și s-au asociat cu USL-ul pentru bani, bineînțeles. Și ăsta care e reprezentantul Partidului Poporului la Poiana Natăielui, deci nu are ce căuta în funcția asta. El e un joban care are o casă, habar n-are și cu el, e un oficier opus și el ține. Ce părere aveți despre faptul că domnul Fărcășanu vrea să candideze acum? Nu, nici într-un caz, deci nici nu, cel puțin e foarte multă lume care e contra lui, deci nu, deci nu. De ce? Nu de ce? De ce ar fi oamenii contra lui? Pentru că au făcut foarte multe mărșăvene, pe unde a fost? La Farcașa, spre exemplu, foarte multe. Au luat pădure ilegal, o tăiat, o făcut, are dosar penal, există oameni care vă pot da, deci cu documente, deci nu așa. Pe vorbe, are oameni care nu i-au plătit la gater, o munce chiar și din Poiana Natăielui, vă dau o persoană pe Dan Rusu care o munce și alții mai mult care așa și nu le-au dat bani, deși nu pentru și consilier. Deci acum vrea să se sustragă că are un dosar penal în spate, să se sustragă, să capete imunitate, deci nu se poate, nu. Deci nici într-un caz nu. Vă mulțumesc frumos.